Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Minecraft Dungeons. Oameni buni, mă bucur foarte mult că vă place joculețul ăsta. Și sincer și mie îmi place destul de mult, m-am jucat ieri seara pe stream. Așa că dacă nu vreți să ratați stream-ul cu Minecraft Dungeons, pur și simplu trecem mega repede prin joc, dar pe dificultate maximă. Adică maximă cât ne permite momentan default-ul. După aia o să vedem pe ce terminăm jocul o tură, o să avansăm în dificultate. Dar am descoperit o chestie, aparent, pentru mine cel puțin, îmi este mult mai ușor să mă joc jocul ăsta pe controller. Da, știu, sună dubios, dar de fiecare dată când dădeam cu mouse-ul pe o anumită chestie, se muta cumva pe o suprafață și începea să fac caracterul așa. Ce să facă caracterul așa și era super nașpa și nu-mi plăcea deloc treaba asta. Așa că am decis să merg pe faza asta așa. Acum zic unde a rămas aici. Înseamnă exact unde rămăsesem noi și mai bun ce vreau eu că de obicei, dacă puteți da și voi un like acolo și ar fi super tare, dacă nu puteți aia, dar ar fi drăguț dacă ați putea. Hai să vedem unde a rămas, nu știu exact cât de mult putem să progresăm. Să facem la default ăsta, adică n-aș vrea să merg nici pe ăsta așa. Mergem pe asta, nu crește foarte tare reward-ul, așa că putem să dăm aici fără probleme. E mult mai ok așa. Da, pe ăsta, pe acela caracter am deja level 20. Ia să vedem ce zice. Oh! Vă zic bine ce zice. Ok. Finding the temple, however, is an adventure in its own right. Okay. For the entrance lies hidden somewhere in this canyon. Oh! A sprawling maze of malevolent mobs and lost secrets. Hmm. Ok, deci Art Chillager-ul ăla vrea să sumoneze morții și toate alea și are nevoie de puterea care se ascunde în locul ăsta. Ok, să vedem cum... Ok, așa atacam. Cer să-mi aduc aminte controlele, că sunt destul de dubioase. Da, e ceva mai dubios acum, sincer, să dai anumite chestii. Cel puțin pe controller. Dacă n-ai jucat până acum pe controller jocul, o să-ți fie oleacă dubios la început, dar te obișnuiești relativ repejor. Ok. Oh, eu am electricitate. Am și uitat ce abilități am pe caracterul ăsta acum. Când mai știu cum le aveam puse. Dar știu că dau super repede. Oh, ok, văd niște chestii noi care nu prea mă atrag. Oh, leu. Ok, ăla văd că e cam periculos aici. Oh, leu. Trebuie să dăm o leacă de heal. Dăm cu ricoșeu în el. Valea, mă, de aici. Mamă, dacă nebunile astea dau așa grav. Bă, da, văd cât de super tare chestia asta de roll când ai dojo. Ce înșochează de-al naibii de bine. Și văd că am ăsta, fire, o, nu știu dacă fire aspectul dă damage-ul ăsta, dar ceva cauzează criticale foarte mari. Și îmi place treaba asta. Chiar vă zic că e mișto. Văd o armă, dar nu știu dacă vreau neapărat. 15 damage. Are speed-ul puțin mai mic, dar restul destul de mari. Am putea să o luăm. Am putea. Ok, hai să vedem ce abilități are. Increase damage, stun. Oh, rampaging e iarăși destul de bun. Cred că mergem pe rampaging, boys. Rampaging e bun că atunci când se activează de foarte grav și e folositor rău de tot. Dar hai să vedem cum atacă. Relativ are atacă bine și ori nu e periculos. Auleu. Asta îmi pune săgeți speciale în arc. Itemul ăla de pe B. Asta e bine. I-am uitat că aici am și arbaleta puternică. Oh, stai. Itemul ăsta, am uitat de el. Asta de adună suflete. E foarte mișto itemul ăsta care adună suflete. Să ne dăm un like și pe hartă, zic, dacă am explorat tot. Cât timp am jucat astăzi, sincer, m-am jucat cu harta pornită, gen, lăsat-o așa, pentru că mie e mai ușor să văd exact până să mă duc și toate alea. Dar acum că, na, mers și poate vreți să vedeți jocul mai bine, n-am să fac treaba asta. Oh, lua, dată la ceva damage. Asta n-ar trebui să spamez chestia aia așa tare. Ok, itemul ăsta e șmecher. Chiar că cu cluster bomburile să ai așa 3 de-astea așa, să dai cu săgețile, mi se pare mai mișto. De să ai chestia aia de bubuie săgețile pe un arc care trage cu 3. Ceva foarte mișto. Cel puțin mie mi se pare o chestie foarte practică. O, s-a activat rampaging-ul. Ok, dăm colo aia că
N-am dat bine. Oleu. Hai că-i distrugem așa, că e mai simplu. Am un apelit cu asta care bubuie. Am încă o de asta, o sabie. Care e mai bună, cică. A, n-am vrut să o arunc. Uite mereu că dacă vrei să tragi, îți aruncă chestia aia din mână, știi? O, măcar dar avea două de upgrade-uri la asta. Mamă, dar vreau aia. Și mă, voiam puțin de damage. Fă loc. Mamă, dar mă bag nic. Boom! Nu mai e cât de satisfying e treaba asta, mă jur. Se pare așa de satisfăcătoare drăcia asta, așa. Mamă, e chest aici. Ui. Easy. Mai bine? Ok, mai sunt acolo. Cum iese, mă, toți așa la grămadă. Mamă, dar ce drept ai de voi de multe suflete ca să meargă asta bine din prima. Ok, open. Altă arbaletă, dar e doar... E common. Nu am să schimb. Și asta e tot common. Dar are altceva. E cu unul damage, cât timp e common. Chiar nu mă interesează aspectul ăsta. Ok, Smith increase damage against undead. Sincer, acum avem foarte mulți undead. To wounded enemies. Deja că deja dai damage în ei, deja dai mai mult damage. Iar asta cât dă? 20-34%. E o treabă între 0 și ceva. Să dai în permanență mai mult damage, nu strică. Taia că văd jos, am ratat ceva. Cam aș vrea să mă duc să le iau. Că poate să am nevoie de ce o fi pe acolo. Mă gândesc că o fi vreun chest, știi, și să nu-l lăsăm. Nici măcar nu-i nimic. Hei, chest, uită-l! Am avut dreptate! Spelunker armor. Oh, putem să-l luăm. Jesus, cum arată! Ce avem aici? Increase melee and range... viteză, da! Mamă, vreau viteză. Am un liliac după mine. Stai, aia e pasiva lui? Gives you a pet bat. Aura de weapon damage boost și mai multă viață. Bă, nu e așa rea. Mamă, ce armură cam în destul de șmecheră. Mie îmi place jocul ăsta că îți dă și niște chestii destul de faine și vizibile upgrade-urile pe care le obții. De-aia abia aștept să termin povestea odată și să o reîncep iarăși pe hard. Să vedem atunci, că atunci că pică și iteme noi și chestii genul ăsta. Oh, supplier. N-am să spun la supplier, adică... Mă întreb ce face liliacul ăsta. E doar așa de formă sau vine și face și el ceva? Adică probabil să vedem acum. Ma, dar n-am reach așa mare cu ăsta cum observ. Îmi place că mai toți inamicii mei sunt undeads. În afară de illigeri ăștia. A, e una dintre cele trei săgeți e cu d-astea. Mamă, ce mă, ce-l fac acolo sus, fii atent. Mamă, ce e aici? Aleu! Mamă, dar am rupt acolo. Regeneration. Mamă, dar prinde niște criticale bune. Scuze, aia e alerta mea de mail-uri. Nu vi se chine PC-ul. Am uitat să dau pe mult Chrome-ul. Am ceva deschis pe Chrome care trebuia să fie lăsat deschis și am uitat. Superb. Hai să vedem noi. Veniți încoace. Mamă, dar crește damage, nu glumă. În special dacă e wounded enemy, îl rupe. Îl rupe de-a binele. Atât. Oh, trebuie să mă uit pe hartă. Săracă, să mă uit pe hartă, văd jos aici. Oh, trebuie să mă uit jos. E ceva aici.
În momentele de genul ăsta o să las o casă deschisă așa ca să văd eu bine unde ar trebui să mă duc și ce și care. Cât? Bam una. Și mai aici ar fi la 2 pași. Oh, dar e rup instant, nu glumă. Deci asta cu bonusul damage de la chestia asta îmi pare genial. Când le dai ăstora care au luat deja damage. Ok, mai aici, a? Băi, văd o șuncă, ar trebui să o iau. Țapă. Ăștia cu range-ul mă cam rup pe mine în momentul ăsta. Da, văd că liliacul e doar de formă, nu face nimic special. Mă așteptam să zbânțuie și el o idee sau ceva, sau să ia măcar item de pe jos, dar încerta nu face. Sărea cam nașpa, da e. Ok, zâmbăm ăsta și sus acolo mai bine. Ia vină mă încoace. A, asta nici măcar n-are audiență pe aici. Cred că a avut audiență, de-aia am rupt deja. În audiență mă refer clar la paznii sau ceva, boys, nu gândiți la alte chestii. Atât. Bun, hai să dăm partea asta dacă rezolvăm noi ceva sau nu. Îmi place că totuși, chiar dacă am făcut o parte de misiunea asta și că am intrat puțin să testez o armă cu alt caracter, văd că e layout-ul semi-diferit. Deci, cumva, nu e aceeași hartă mereu. Decât extrem de mult e cam aceeași, dar se schimbă puțin. Uite, nu mai aminte să vezi astea. Hello. Hello, undeads. Ah, da, uite-o, că Ilgerul și-a sumonat aici. Mumii și alte nebunii de-astea. Ia uite-te, mă, nebii Ilgerul ăsta. Ceva pe aici? Nasol că nu poți întoarce camera să vezi exact dacă o fi ceva pe acolo de care să ai nevoie. Eu acum am și uitat cam undița, voi mă credeți? Uite, am și uitat cam undița. Undița mi se pare un item așa de useless momentan. Încă nu-i văd rostul. Poate doar pe porc îi văd rostul, da. Sincer, doar pe porc e bun. E bună undița asta. Pentru că așa poți să te asiguri că dai stun și îl poți captura, știi? Da, altfel nu mi se pare ca ceva extrem de folositor. Sau pe creeper, da. Ca să scap de creeper și să nu mai te frece la icre. Cu toate prostiile lui. Nu, nimic aici. Dar săbiuța merge, săbiuța chiar pot zic că își face treaba. Auleu! Era să bubuie vere. Oh, TNT. Oh, shit. Oh, la supra încărcat ăla. Nebunul ăsta l-a supra încărcat. Hai că mi s-a încărcat și ăla. Mamă, stai că s-a adunat ăsta aici. Ia vine un coa. Bum. Hehe. Nu s-a aștepta să-i dau stun. Da, și cred că la creaturi de genul ăsta mari iarăși merge. Da. La genul ăsta ca să scape repede de ei. Și la boss cred că funcționează, acum nu știu sigur. Ia să dăm pe aici ceva folositor. Eu deja am ignorat complet că mai era harta aia. Scuze dacă vă deranjează harta asta aici sau ceva. Pur și simplu mie e mai ușor să văd prin o iau și dacă sunt locuri secrete. Da, acum căutam butoanele de dodge și de chestii. Bine, știam care e butonul de dodge, dar apăsam, dar nu mai avem dodge. Am putea să dau damage în ei, că puteam să-i distrug instant. Super supply-uri. Iară săgeți. Mamă, dar când dai cu astea de foc, rupi în ei. Literalmente rupi în ei. Deci dacă acolo s-o grămadă, ei literalmente i-ai făcut praf. Ok, ce, unde suntem? Oh, aici e ceva. Oh, știu ce e aici. Parcă nu? Oh, ia, da. Trebuie să luăm o cheie de aici ca să deblocăm ceva. Blangiule. Hai mă, aduc pe toți aici la grămadă. Boom! Vă spar, mă, pe toți. Ce fiu eu dacă nu. I-am detonat de la sericle.
Salut! Ah, sabie slabă. Deci luăm cheia asta de aici și cheia asta era cam, cam bulangioaică. Da, dacă mi-au damage o să pice de pe mine. Să-i curățăm înainte de toate ca să mă asigur că nu mă deranjează cineva cât timp car cheia asta. Și oricum am destul de multă suggestie, adică nu trebuie să-mi fac griji de asta. Cred că o duc jos aici, nu parcă. Ah, mi-a căzut cheia și pleacă. Nu mă face. Ce faci, mă? Te dai tu jos repede ca așa ești tu chef? Gata, boss. Am mai găsim golden key-ul. Bine, las că nici nu puteai să mai te stresezi să duci le dai melee, că e mai simplu să te duci să-i lovești, să tragi în ei. Oricum mor relativ repede. Opa. Gata. Cheia să vină cu mine. Cheia de aur. Dude. Hai că am apăsat butonul de panică. Am apăsat pe toate de panică, mă jur. Ok, unde te ducem? Aici că te ducem. Oleo, creeperi. Hai, ia cu atacă, mă, totuși. Acum am văzut, ia cu care atacă. Dă și el un pic de damage acolo, o idee. Atum. Ducem aici. Și acum echipăm săgețile magnifice și direct level up, ce zici, mă? Da, se vede că e arbaletă legendară sau ceva, adică e galbenă, e unic de aia. Dă bine de tot. Am prins o sabie de diamant pe cealaltă salvare și e genială. Mă avea noroc și pe aici de așa ceva. Oh, avem două puncte, putem să upgradeam cred că ceva de la arc. Ia, stai să vedem. O să upgradez acum sau nu mai aștept alea că... Gata. Acum cred că putem upgrada ceva de la arc. Dai să scăpăm de astea când am nevoie de ele. Și mergem aici. Every 4 shot sau mai mult damage. Sincer, bombele sunt relativ rapide, că tragem mai multe săgeți, dăm așa mai mult damage. Că deodată ce tragem mai multe săgeți, e imediat explozibila, foarte, foarte repede. De-aia nu văd rostul, așa mai mult. Am și ricoșeu. Are ricoșeu standard, presupun. Da, chance to ricochet e standard. Deci așa e el, de fapt. Scuze, iar am lăsat asta pe față, dar am să o mai las o leagă, că am nevoie de asta să văd exact. N-aș mă că nu poți să muți, știi? În alte ARPG-uri de genul ăsta ai putea să le muți, știi? Să lasă să le pui așa într-o direcție sau ceva. Hai că de aici putem să mai bate și noi milii, că parcă ne lenevim deja. Ceva bun pe aici? Vreun chest? Un chest ar fi fost grozav, dar nu e. Ce aiurea. Chiar speram să fie un chest, dar bă, măcar XP avem, asta e partea bună. Și acum mai e sus aici o chestie. Mam, nimic. Am înțeles. Am o săgeată înfiptă în mufă. Literalmente mi-e în mufă săgeata aia, Jesus. Ok, unde suntem? Aici. E ceva specific pe aici? Un chest? Vreo chestie? Vreo nebunie ascunsă? Ah, ok. Now what? Ah, iar tu! Ce mă bat acum cu ăștia?
Easy. Altceva. Aleu, creeperi. Deci sunt ca 10 de damage, că la creeper e nașpa. Da, aia încoace. Ia și acum se aștept pe ăștia să vină. N-a fost o strategie prea grozavă. Adică ideea a fost bună, planul executat cam prost. Nu așteptam să iasă creeper, sincer. Am crezut că a fost doar pentru momentul ăla. Mai vin? Nu mai vin o tură. Ori am lăsat ceva în viață. Oh, am lăsat ceva în viață. Okay. Never mind. Oh, ăsta era. Easy. Easy. Ce mai este harta? Ok, sunt niște direcții pe unde aș putea să mă duc. Gen pe aici. Nu sunt chiar chesturi, dar merge și asta. Adică nimica e bună și asta. Atât, și apoi undeva aici trebuie să mă duc. Pot să ajung aici? Oh, actually poți. Bă, dacă bați atâta drum pentru nu știu ce chestie și nu-ți dă nici măcar un chest, mi se pare așa gen măgărie pe față. Că pe bune, poți dai și tu un chest, nu te doare gura. Ok. Gata misiunea? Easy. Superb. Cine știe ce se află înăuntru? Mergem către camp. Și tobele ce primim la cutie. Windhorn. When the windhorn echoes through the forest, the overworld trembles with fear. Cumva sperii creaturile? Pune un loc de undiță, asta e clar. Ar trebui să pun loc de asta, nu? Fuck, de asta dă așa mult damage. Pun loc de undiță, nu-mi place undița aia. Aș vrea să folosesc hornul, ia. Ah, cred că le dai... Îi împinge stânga și în dreapta, le dai stun. Ia, hai să vedem ce artefact mai găsim, de fapt. Ne dăm un artefact aici. Soul heal. Ah, asta e bun. Asta e fix înlocuitor pentru chestia asta. E ceva care dă heal, în schimb. Ok. Ia da tu aici niște armuri la băiatul. Nu sună bine. Nu sună bine, nu mai am puncte. Ok. Ambele sunt absolut trash. Gunoaie. Nu mai avem de una. Ia mai bagăm. Crossbow. Tu chiar crezi că o să înlocuiesc crossbow-ul meu cu mizerile tale? Ok, speed. Speed, da, misiune. Mină. 16-27. Putea merge și pe asta, nu zic că e așa, dar hai să mergem aici, zic eu, lăsăm așa. Prefer să nu mă repet de 100 de ori. Pe stream pot să mă bat de 100 de ori și nu mă supăr. Ce fain arată! Whispered rumors say the Illagers are building something dreadful far beneath these ancient mines. Okay, construiesc Illagerii ceva aici. Metal and flame. Okay. Only a hero such as yourself could brave. Da, eu sunt erou care salvează tot, da, cum să nu. Trebuie să aflăm ce construiesc Illagerii aici, boys. Asta vrea să ne zică tanti naratoare asta. Ok, super. Dar de ce nu mi-a activat flacăra aici? Asta mi se pare stupizel. Left behind, să deschidem și harta. Scuze, să mai las harta asta aici o leacă deschisă, că îmi place mie așa. Mă face să mă simt bine. Oh, zombies. Actually, not bad. Oh, și slime-ul. Normal. Bum, 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 explozii. Oh, stai că asta am uitat că se face chestie mică. Bă, măcar acum avem mai mult healing, asta e partea bună. Wait, ceva păiangăn. Valea, bă, cu păiangănismele voastre. Nu știu dacă mi-a dat ceva. Oh, e un spawner. Da, le dă knock în spate, ceea ce e blană. Ia, da, bătut spawnerul. Deci acum au băgat spawner, mă. Fii atent aici. A, mi-a murit liliacu. Mi-a murit liliacu ăsta, mă, prostia aia. Ok, mă, harta asta e teroare leacă așa, sincer. E mișto, nu zic nu, dar e o leacă teroare.
Hai, că era să mor. Altfel de păianjen, fii atent. Văd dacă ratez pe aici ceva. În afară de Happy Tree Friends ăștia aici. Bine-s doi, de fapt, dar mai contează. Nu, nimic. Bă, dar liliacul meu nu mai revine, gata, ăsta a fost. Păi și petul meu cum rămâne? Nu e petul meu? Mă, văd un chest în față, ceea ce e bine. Bundle de săgeți și chestii. Aoleu, m-am panicat, am crezut că îmi pică chestia aia în cap. Mamă, dar îți dă damage, nu glumă. Te cam ad o leacă așa. Te articulează. Nu, am văzut asta greșită. Am văzut în sus, că zic că sus e heal-ul de la alt joc, când rămăsese mie cu apăsând pe tasta în sus de healing. Mai zic, trebuie să mă obișnuiesc încă o leacă cu jocul și după aia, gen cu tastele astea noi, că jucându-mă pe PC eram obișnuit să nu am așa, dar acum... Bine, mă jucam pe PC oricum și acum sunt pe PC, dar jucându-mă pe mouse tastatură e altă treabă. V-am zis, dacă nu era figura aia, poate nu jucam normal, dar e figura aia care mi-a scoate din serite. Oh, trebuie să salvez pe ăștia. Hai că nu ia nenorocit cartul ăla. Deci efectiv cartul ăla a făcut toată treaba pentru mine, mă jur. Ce rost mai are să mă chinuie să fac vreo treabă. Faceți-mă loc. Uai, noroc cu heal-ul de la aia. Ușurel? Mai sunt. Păi încea să-i înfig o de-aia care bubuie. Ok, am prins aici care bubuie. Au, cum fac ăștia? Mai sunt? Mai sunt. Ok, azi de mai aici unde ducem. E ciudat, știi, când ești afară i-a prinsă lumânarea, era aici, nu i-a prinsă lumânarea la armura asta. Am mai urat. Ok, am vrut doar să distrug creeper-ul ăia din distanță, era tot. O, porcu! O, e un d-ăsta. Vai cât damage mi-a dat. Gata încă că l-am omorât. Huuu, ce nenorocit mic. Da mult damage. Mi-a dat cu ceva, bă, că de anger. Sufăr de nervi. Mi-a dat ceva de nervi. Tât. Break the spell. A, cred că m-am vindecat cu poțiune. A, deal damage to enchanted mods. Mobs. Ok, nimic aici, a? Mamă, ce la limită a fost aia, frate, că m-a scăpat de... armură. Că m-am evitat cartul. Am luat poison de la ceva, cred că de la Poyangan. Da, cred că de la Poyangan am luat de poison. Am luat corona. Regeneration. Atacă binișor săbiuța asta, nu pot zic că îmi displace felul cum funcționează. Am în toate săgețele astea, nu-mi merge și o pickaxe. Stai aia, țără. Mă jur, pe celălalt caracter mi-am făcut o... am nimerit numai iteme de astea foarte melee-oriented, adică numai cu săbii și chestii. Și să-mi dea power-up-uri când mă bag cu ei. Iar aici primesc toate fel de iteme care pur și simplu pentru range. Deci pentru distanță, deci să dau mai mult damage la distanță. Asta mi se pare la cam aiurea. Hai că am dat ala dacă e. Bine, oricum pot să creeze propriile mele bombe, nu-i asta o treabă. Ue, ce-i aia? E un cub.
High power beam that continuously damages mobs. Bă, rip ăsta. Deși îmi plăcea treaba aia, itemul ăla. Și ce arbalete asta? 18 damage, dar e cam prafalete. Pickaxe. Ai mai mult power cu el. Hai mă, n-a fi. Schimbă marmele, că sunt așa scamă, nu mă interesează. Asta e la cea mai bună. Deși îmi plăcea pasiva aia. Ok, ce avem aici? Chance to trigger. Ok, îți dă consumabil și thorns. Dă mai mult damage. Ok, îți dăm aici ce avem. Echo, cred că o să mergem pe Echo. Și băgăm asta cu thorns aici. Perfect. Ok, vino cu aici. Oh, ok, Echo-ul ăla funcționează de minune. Prea mulți range, bă, băiatule. LOL. Mamă, dar dă bine. Oh, te salvez de ăștia pe aici. Mamă, dar chiar care putere. Oh, mi s-a prins lumânarea. Firar! Am venit o săgeată din cărși, mi-a spart creierii. N-am văzut asta, ok. Asta nu e bine. Ori asta, ori nu știu ce m-a săgetat în halul ăla. Ceva mi-a dat o Uber chestie în cap. Ecoul ăla se activează-l cât de cât de ce bine. Zici că am plecat la minat acum, băi, gata. Ne potrivim cu mediu. Ok. Și bam. Aoleu, creeper. Vai. Nu era nevoie neapărat de aia, dar să zicem. Lol. Săracul pe jungle acolo. Nu mi se mai activa echo-ul ăla. Oh, nu știu cum ar fi fost cu un echo permanent. Să dai ca nebun în continuu. Ok, ceva bun pe aici, nimic. Tare speram măcar vreun chest galben să găsim, dar n-am prins de cred că ăla de la porc sau ceva. Stai, aici nu-i periculos? A, nu, e distrus ăla. Zine, zic că e pe... Uai, leu, lavă. Putea boss fight, sincer. Da, putea boss fight, să fiu sincer. Oh, oh, am mutat-te. Hai, că m-am pus eu bine dacă e. E un golem? Aolea, nu mai am suflete. Vai, ce dos de palmă mi-a dat! Jesus! Nu așteptam să reacționez așa repede. Aoleu. A fost mai ușor dacă stăteam la distanță. Wait, ce-am primit? Am crezut pentru secundă că am primit rifle, dar cred că era o poțiune. Am crezut că am primit o pușcă, eram ce? Există Minecraft puști? Lol, ce l-am făcut pe ăla să cadă, săraco. Mă gândeam eu, mă, că nu văd eu aiurea. Nimic aici. Mă gândeam să mă arunc pe bârna aia de acolo, dar nu are rost. Era o treabă să mă fie aruncat, știi? A, întreabă și ea, mă, ce rapidă. Easy. The illagers are building a dreadful forge under the mountain. Oh, deci fac un fel de... Cum îi spune mă la aia? Forge. Fac un fel de asta, de cuptor. Sau
Da, un fel de cuptor sau forjă, dacă îmi scapă cuvântul acum. Metalurgie, frate, așa. Oh, încă un harvester. Bă, îmi place aia. I mean, deși aia de healing nu sună rău, dar e bună cartea. Ok, am nevoie de gorila armură. Pickaxe. Merge. Nu mai am, ok, super, ies din ce avem. Să vedem roadili. Slab. Mai bun ce am. Dar ce are? Chance to negate hit, damage reduction, health. Cu un punct în minus. Da, da, damage-ul ăla nu sună rău, da. Asta e defense. Ok, shark-ul ăsta. Hits multiple targets. Fuck, nu pot să renunț la meu. Nu pot să renunț încă la ăla. Ok, ce zice asta? Cowardice, while you are at full HP, increase... Ah, când sunt la full HP. Dau mai mult damage, deși nu prea mereu sunt la full HP. Rolling, dau cu electricitate în jur. Bă, nu sună rău. Cred că mi s-a apăsat de două ori. Ba nu, e bine. Bă, nu e rău, adică dau dodge. Șochez pe toată lumea, jup jup. Ok, să vedem dacă mai putem băga una. Fiera mai trebuie două puncte, în fine, să zicem. Da, oameni buni, cam start-up în această parte din Minecraft Dungeons. Eu sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!